Predestinare de sus. S-a întâlnit cu moartea la vârsta de 6 ani și a auzit o voce din cer, ca un tunet. Nu vei muri, ci vei trăi. Vocea lui Dumnezeu l-a însoțit de-a lungul vieții. Îngerul păzitor îl ocrotea de moarte și blesteme. Dumnezeu a spus, iată soția ta. Ea se ruga, Doamne, fă-l pastor pe soțul meu. După 4 luni, soțul s-a pocăit. Imediat după pocăință, au lăsat totul pentru Hristos și Evanghelie și au plecat în misiuni. Evangheliști, blogger, autori de cărți, piese și muzicale, omicultori, antreprenori, pastori misionari, Stanislav și Iulia Saltanenko. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl pune stăpânul său peste slugele sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Nu contează câți oameni ai, 100 sau 1, Dumnezeu se uită ce tu faci cu acești oameni. Cum tu alipești, cum înmulțești, cum lucrezi asupra acestor lucruri. Iată la ce se uită Dumnezeu. Iisus spune, adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Amin. Peste toată avuția. Nu contează ce poziție ai. De aceea Iisus spunea, cei din urmă vor fi cei din tâi, dar cei din tâi vor fi cei din urmă. Deoarece cei din tâi sunt siguri pe ei, suntem credincioși de mult, am făcut multe, ne odihnim, să dormim, să bem, poate Biblia permite și să bem, hai să ne relaxăm. Dar ultimul, el lucrează, fie și cu pași mici, dar primul s-a oprit, nu se știe cu ce se ocupă, a devenit necredincios cu ce i s-a încredințat, nu lucrează ca să înmulțească ce i-a dat Dumnezeu. Cum este scris că un stăpân avea un ispravnic, a venit, dar acela risipea averea. Exact la fel. Ceea ce a dat Dumnezeu este a lui Dumnezeu, este împărăția lui Dumnezeu. Sunt oamenii, copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu se uită cum ne raportăm la biserică. Cât de credincioși suntem? Oare crezi că Dumnezeu nu se uită la credincioșie relațiilor noastre? Oare crezi că Dumnezeu nu se uită dacă sunt fidel sau nu? Sau sunt un trădător, un mincinos? Înțelegeți? La fidelitatea relației tale în familie, cu prieteni, în biserică, în slujire, peste tot. Cum crezi se uită Dumnezeu la aceasta? Sigur. Deoarece ce El spune în Luca 16:10? Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Dacă Dumnezeu mi-a dat 2 oameni și am fost credincios, de ce mi-a dat 100, 200? De ce? Deoarece dacă sunt credincios și am arătat credincioșie în toate lucrurile, poftim 200. Dacă sunt necredincios cu 2, nu sunt credincios față de frați, de surori, față de Dumnezeu, în relații, în familie, pentru ce Dumnezeu să-mi dea 200? Doar voi distruge aceste vieți și viața mea și viețile acestor oameni. Înțelegeți? Problema nu este la Dumnezeu, problema este la noi. La noi, dragii de noi, iată unde, că noi de multe ori încercăm să dăm nota tuturor numai să nu rezolvăm problema noastră. Ce scria Pavel lui Timotei? Fii cu luarea minte asupra ta, mângâi-te pe tine, spune, fii cu luarea minte asupra ta. Dacă vei mântui pe tine, atunci vei mântui și pe ceilalți. Amin. Deoarece Dumnezeu veghează asupra tuturor lucrurilor. Și la ce se uită Dumnezeu mai departe? Dacă noi facem față cu ce avem, Dumnezeu ne dă mai mult. Fac față cu mai mult, sunt credincios, lucrez, înmulțesc, Dumnezeu dă și mai mult. Și poți nici, nu poți nici visa
la dimensiunile pe care poate să le dea Dumnezeu. Noi am spus, Doamne, dacă ne-ai dat un sat, înseamnă încă un sat. Am lăsat toată viața noastră, toate scopurile, visele noastre. Ne-ai dat câțiva oameni în primul an. Când slujeam, erau doar 12 oameni, cât de cât credincioși, 12-15 oameni. Aveam 5 ani, nu aveam nici casă de rugăciune, nimic. Ne adunam unde puteam, pe la case. Era prigoană, amenzi, atacuri, boli și altele. Dar în realitate, ce se întâmplă? Dumnezeu se uită la viața ta. Tu de care ucenici și copii ai nevoie? De cei credincioși sau necredincioși? Iată unde este esența. Dumnezeu se uită și spune, super! Și pe urmă îți dă de 100 de ori mai mult, de 1000 de ori, de 1 milion de ori. Nici nu ai visat la așa ceva, dar Dumnezeu îți dă. Astăzi este exact un an de când am deschis noul canal și avem peste 11.000 de abonați deja. Într-un an, peste 11.000, dar într-o lună se uită în jur de 400.000. Canalul este nou. Și sunt aproape jumătate de milion de oameni care vizitează acest canal. Dar vizualizării pot să facă mult mai multe. Dar de ce Dumnezeu face așa? Credincios în lucruri mici. Așa că nici într-un caz nu trebuie să te descurajezi. Doamne, eu lucrez, dar Dumnezeu cunoaște vremurile soroacele. Dumnezeu se uită cât de mult poate să îți dea. Dar să nu distrugi nici pe tine, nici pe oameni, nici ei ce ți-o dat. Iată unde este esența. Dumnezeu dă binecuvântare la mulți oameni. Când am văzut pe mulți dintre voi, prima dată nu aveați nimic, nici casă, nici mașină, nu puteați să cumpărați o plăcintă. Dar astăzi sunteți atât de frumoși, îmbrăcați, case, apartamente, mașini. Dar spuneți-mi, câți oameni poate Dumnezeu să vă încredințeze? Eu văd că El v-a binecuvântat, văd credincioșia Lui, dar unde este credincioșia noastră? Dar dacă El își va lua mâna, ce atunci se va întâmpla cu sănătatea și cu alte lucruri? Totul depinde de El, absolut totul. Și munca pe care noi o facem, El se uită cât de calitativ o facem. El vede gândurile noastre, sentimentele noastre, relațiile noastre. Înțelegeți? El vede totul. Cu ce ne umple? Cine suntem noi? Dacă nu aș fi normal, un idiot, cine dintre voi mi-ar încredința copiii săi? Nimeni. De ce atunci Dumnezeu trebuie să încredințeze? O, pastorul stă cu bățul. Sigur că stă. Ce trebuie să facă? Îți sunt încredințați copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a pus pe pastor cu un băț. Amin. Amin.